Să ajungă în top și să aibă lumea la picioare, Florin Salam a bătut drum lung, iar transformarea faimosului cântăreț din ultimii ani este șocantă, cum arăta artistul care l-a uluit pe Goran Bregovic pe vremea când avea 20 de ani, vedem chiar acum. Mare, 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 superii mei, eu mor de tine și tu mor de mine. Este unul și același, Florin Stoian, Florin Fermecătorul sau, cum îl știe o lume întreagă acum, Florin Salam. Așa arăta faimosul cântăreț când abia făcea cunoștință cu succesul. Se întâmpla la o petrecere în primăvara anului 1999, unde artistul cânta de rupea inimile. Cu multe kilograme în minus și cu o mustăcioară proeminentă, Salam este aproape de nerecunoscut față de personajul de acum. Pe atunci, Florin nici nu visa la bogățiile și luxul în care trăiește în prezent. Traiul modest se putea citi ușor după vestimentația de atunci a artistului. Cu pantofi sport, pantaloni cu pense, prinși cu o curea banală și o vestă verde, Florin Fermecătorul fermeca doar cu glasul său. Însă, cu timpul, după ce a simțit gustul succesului și al banilor, s-a remarcat și prin vestimentația lui din clipurile excentrice. Iar de când la brațul lui e Roxana Dobre, Florin Salam strălucește parcă și mai tare.